Da, Răzvan Lucescu, aici am să spun o chestie, cred că, nu mai știu, când mi-a venit convocarea, țin minte că am primit un telefon, dar nu mai știu de la cine, ori de la Meme, ori de la Cristi Poja, nu mai știu atunci, la momentul respectiv. Și cred că de la Meme, nu mai Da. știu, cred, nu mai știu, cred că de la Meme. Și mă anunță că vezi că o să fii convocat la echipa națională și o să fii te cheme că dacă vor fi probleme cu cei care sunt în vizorul antrenorului să joace titular și la un moment dat l-am întrebat pe, cred că pe Meme l-am, cum adică mă duc să ce să fac? Adică să mă aștept să se accidenteze cineva sau ce? Și am zis nu, eu o să merg și o să joc direct titular, că Da. știu ce potențial am și știu ce pot. Și denotă că am și debutat ca titular la echipa națională, chiar la prima selecționare. Și ți-ai și spart capul atunci. Adică și am, da, la primul meci Ai jucat m-au cu... scos pe viu. M-au scos pe viu în vestiar, că da, vreau să mă scoată din teren. Și am zis că nu există așa ceva cum la Serios? La pauză echipa sau națională. când? La pauză m-au, da, m-au scos pe viu. Cine? Doctorul Pompiliu Popescu sau cine era? Nu mai Da. știu. Da, pentru că durge sânge și mai bine să ieși, să nu. Și am zis, cum nu există, domnule, și zic, cusuți-mă și că vreau să intru în teren înapoi. Nu există așa ceva. Da, la echipa națională, acum na, nu vreau să, poate o să par vreo victimă sau ceva. Eu, după primul antrenament, mai că mi-au dat lacrimile De ce? la echipa națională. Pentru că am simțit că era pentru mine o satisfacție așa maximă pentru un jucător să joace pentru, să ajungă la echipa națională, să joace pentru naționala lui și să fie acolo în echipa națională. Și când aș, da, am simțit cea mai mare satisfacție și cred că mi-am descărcat emoția la momentul respectiv. Pentru că era proaspătă dispariția tatălui tău de 2 ani, nu? Sau de când era și Și asta, probabil că dar am simțit ți-ai fi dorit să te ca un vadă copil. în tricolor, Cu în... siguranță, Da. siguranță, siguranță, Da. siguranță. Dar zi-ne de Răzvan ceva, Dar povestește-ne ceva cu Răzvan. El e tipul care după aia la Rapid, când ai mers la Rapid, totuși a dat o declarație, deși el te-a debutat la Națională, spunea că aștepta mai mult de la tine. Ne-am fi așteptat la mai mult de la Apostol, am considerat că era da, necesară așa despărțirea. este. Am avut, acolo am greșit eu foarte mult, pentru că la Rapid e o situație diferită și Răzvan la echipa națională, vă dați seama, una e să fii cu antrenorul 3-4 zile după care pleci la echipa națională, una e Da. să-i fii zi de zi. Și Da. vă dați seama că la Rapid era o concurență mare, jucători valoroși, apar inevitabil, apar și momente mai tensionate, consider că ești nedreptățit, și au apărut la momentul respectiv, dar într-adevăr, Răzvan, pe bună dreptate, a fost o declarație realistică și o și recunosc că aș fi putut da mai mult, dar că am fost un pic așa neprofesionist la momentul respectiv. Te luase valul sau de ce? Nu, consideram că eram nedreptățit, dar pe bună dreptate, pe bună dreptate, pentru că nu am avut jocuri bune să mă propulseze la momentul. Am avut o pasă un pic un Proastă. pic un pic nefastă la Rapid și na. Dar Răzvan, puțin spus, Răzvan, pot spune că un antrenor model, un antrenor modern, un antrenor care nu e de campionatul românesc. De ce nu e de campionatul românesc? Mă interesează. Pentru că e un antrenor, din punctul meu de vedere, care cred eu că are psihologie, are pregătire pentru Occident. Nu Aha. e. E un tip prea corect, un tip, dacă poți așa, din toate punctele de vedere, nu prea poți să-i găsești așa, spune, lucruri negative. Iar, din păcate, la noi în România, cred că nu prinde stilul lui. Adică Da, nu-i da. perceput. Răzvan e genul de antrenor care vii, trebuie să te antrenezi, trebuie să arăți și doar prin ceea ce arăți te propulsează zi de zi. Nu e genul de om să stea să te urmărească, să-ți caute alibiuri, să nu te basă. Da, Nu-i da. genul de. Nu știu, nu, eu nu, e punctul meu de vedere, nu-l văd pentru România. Vorbesc din Da, momentul în am care l-am înțeles. cunoscut eu și la ceea ce arată, nu denotă că nu întâmplă.
în Grecia, nu întâmplător a stat 2 ani, dacă nu 3 ani. Un antrenor care, cred eu, poate să antreneze, cred că, în orice campionat din vest.